Bine v-am regăsit la un nou episod de Plants vs. Zombies 2. De pe tot acesta o să facem bossul de la Wild West. Vedeți? De aici, dificultatea 3 ardei. Știți că ne-am bătut data trecută cu bossul de la Far Future și culmea l-am bătut din prima. Deci doar o singură încercare și l-am bătut. Ok. Și acum urmează al treilea boss. N-am mai încercat până acum, dar hai să vedem cum este. Știu că are o vacă în spatele lui. Atât așa. Bla, bla, bla. Deci nu e nimeni aici. Cionule. Deci are vaca asta în spate. Bună, așa. Hai să vedem ce plante primim. Ok. Deja a început să spawneze de ăștia. Îi dăm așa din când în când ca să-l săturăm pe prietenul. Acum e prieten, pentru că e n-are ce să ne facă. Da, și asta este interesant pentru că dă pe 4 rânduri. Foarte, foarte interesant. Pe până la asta de ghiat e foarte bun. Îmi place. Ah! Am trecut de primul wave. Omoară toți pepenii de gheață. Îmi retrag cu plintele. Oh my god. Da. Bine, oricum e un boss, na. Totuși. Bă, dar nu mai intrat să nu trage, frate. Te rog, nu mai veni. Nu cred. Pe trei. Și atât faci. Se pare că da, numai atât faci. Mamă, ce am făcut, băiatul meu. Băiatul meu, stai cu mine. Nu-l fac. Dar nu are nicio șansă. Spawnează el acum ce vrea, dar nicio șansă, băiatul meu, nicio șansă. Mamă, mamă. Spawnează de ăștia mari. Oh my god. Șansă. Chiar sunt șanse. Mamă, băiatul meu, ce facem aici? O să dau așa dacă mă enervează.
Ha, iar termin First Strike. Bun, și ăștia deja mi se par foarte ușori. Dar după nivelele astea este foarte greu să termin unul. De-abia la Ancient Egypt am reușit să termin unul. La următorul e prea hard. Mă gândeam că vin ăștia dacă mi-a dat ăsta cu electroșoc. Facem așa. Să fie mai grav. Ok, ăsta vine, e nice. Hai, dați-i damage până e așa multe. Hai că oricum putem. Fii atent. Gata, rip, boss. Gata, gata, băiatul meu, nu facem de-astea. Gata. Și ăsta a fost match-ul. First strike din nou. O statuietă ca de obicei. Da. La revedere. Ne vedem la anul, dacă știi cum zic. Continuă. Foarte easy, nu știu cum. Înainte boss și mi se păreau foarte grei. Bine, înainte am avut și mulți boss, știi? Foarte mulți. Erau doar doi. Fac level? Nu, no. Ok. Winter Melon. Da, chiar. Asta este primul boss în care... Asta e primul boss în care chestia asta, când ajungi aici, îți dă, știi, cărțile alea care ți le dă. Știi, ți le dă pe o bandă rulantă, să zic așa, cu niște cărți, cu niște plante, evident că ați văzut. Și venea cartea asta. Deci, la niciun boss nu venea cartea asta. Deci, la Ancient Egypt... Uite, cartea asta nu venea. Cartea asta dublu soare. Nu venea. A Pirate Seas. Cartea asta nu venea. Și aici la Far Future. Cartea asta nu venea. Știți? Eram... Ciudat. Ok. La Frost Table Caves mai ia mult pe la boss. Deci, da. Dar trebuie să mă învăț că nivelele astea o să le termin din prima. Și trebuie să știu ce să fac după nivelele astea cu boss-ii. Același nivel am ajuns și aici. Dark Ages. Aici e foarte hard. Foarte, foarte hard. Dar este... Sunt doar 20 de nivele, dar totuși e hard. Aici e hard, aici e hard, aici... N-am ce să zic. Și aici e incredibil de hard. Dar dacă puteți să-mi ziceți în comentarii ce asta. Ok. Hai să mai vorbim așa, că nu mai am ce să fac. Vreau să-i fac upgrade-ul ăsta? Da, hai că pot să-i fac. Că dacă tot joc cu el,
Bun. Și vreau să vă zic. Ok, care-i faza? Eu am 71 de gemuri, da? Și vreau eu să găsesc. Să-mi iau o... Că mai am câteva zile și îmi fac 100 de gemuri. Să-mi iau, nu știu ce să-mi iau, asta e ideea. Ăsta nu prea-mi place. Face același lucru din primul joc. Nu prea-mi place. Ăsta, la fel ca din primul joc. Nu este cine știe ce chestie. Ăsta aș vrea eu să-mi-l iau. Dacă îl mănâncă, se întoarce înapoi și luptă pentru mine zombiul. Ok, ăsta. Și ăsta este destul de bun. Damage 40 și două oriunde peste tot. Deci dă peste tot. Nu contează unde ești, unde îl pui, el dă pe toată arena. Știi? Ok. Ăsta e și el șmecher, da? Doar îl împinge. Adică de ce aș lua asta când pot să iau, să zicem, asta? Și asta îi omoară, iar asta doar îi împinge. What the heck? What the heck? What the heck? Nu știu, nu prea înțeleg. Asta o prostie la maxim. Asta nu-mi place deloc. Ce mai avem pe aici? Nimic. Abra, asta. Care micșorează zombie. Bă, să-i fac și upgrade. Să-mi lăsați în comentarii ce vreți să cumpăr. Asta. Astea două vă spun de acum, chiar și dacă mi le lăsați în comentarii. Pardon, astea trei. Chiar și dacă mi le lăsați în comentarii, nu le iau. Asta. Eu am luat asta, știți? Pasta am luat atunci cu 100 de bani. Pasta, deci asta e foarte bună, mi-ar place. Asta. Asta e ok. Și nici pasta nu iau. Deci una, două, trei, patru alegeri. Ce vreți voi? Ok. Bine, ne revedem data viitoare. Like, subscribe și pa, pa!